aflăm pe centura orașului Târgoviște, mai exact calea Ialomiței, acolo unde au reînceput lucrările de reasfaltare. Reasfaltare a unei zone pe care primăria în urmă cu o lună de zile o considera finalizată. Au făcut acele conferințe de presă pe centură în care ne prezentau că aproape au terminat lucrările, ne prezentau faptul că în momentul de față zona calea Ialomiței este complet făcută. Realitatea este că în luna de zile parcursă până acum au reapărut în permanență constructori care au reluat lucrările la suprafață, care au peticit actuala centură. Este vorba de un management defectuos al actualei administrații a primăriei Târgoviște, trebuie spus acest lucru clar. Este vorba de probleme de la faza de proiectare până la faza de execuție și, bineînțeles, probleme în alegerea constructorilor. Vedem cum aceste probleme le are primăria atât la centura orașului, cât și la stadionul Eugen Popescu și, bineînțeles, la piața Tricolorului, acolo unde știm cu toții problemele de la fântânile arteziene. Graba primăriei a fost de a finaliza cât mai multe lucrări în prag electoral pentru a acumula voturi, pentru a anunța oamenilor că ei au încheiat lucrările. Realitatea este crudă, din păcate, și o vedem cu toții. Aceste lucrări sunt prost efectuate, aceste lucrări vor fi reluate în permanență pe banii noștri pentru mulți ani de acum înainte.